Nu pot trece nivelul ăsta. Cât e de dificil. Ce se întâmplă acolo? Nu te contra cu mine, cu siguranță l-am văzut. Îl voi ruga pe tati să treacă acest nivel. Mami, tu niciodată nu ești de acord cu mine. Ba, din potrivă, tu îți spui punctul tău de vedere. Ce s-a întâmplat? De ce vă contrați atâta? Mami afirmă într-una că ea chipurile deja a privit un film care abia a început să fie difuzat la cinema. Oh, dacă despre filmul acesta nu discutați. Da, corect. Noi împreună cu mami n-am privit weekendul trecut, când tu te jucai la calculator. Vezi? Îmi pare rău că te-am dezamăgit. Ce? L-ați privit fără de mine? Cum ați putut voi așa? Știți ce? Eu vă declar! Ce mai declar? 24 de ore vă spun doar nu! Ce? V-ați obișnuit mereu să vă spun Melissa da, mami da, Mircea da, niciodată să nu vă refuz! Gata! Astăzi nicio brânză! Nimic! Astăzi doar nu! Tati, și ce vrei să spui cu asta? Vreau să spun că astăzi, toată ziua, din gura mea, veți auzi doar nu! Lasă, tati! Te știm noi pe tine! Nu durează prea mult! Cedezi din prima! Vom vedea! Ia-mi o idee! Haide, Matei! Și voi ați poposit! Dar ca să fie la egal, tu cu mami veți spune nu! Propui ca mami să fie într-o tabără cu mine! Mă descurc și fără ea! Dar dacă ziceți, mami, poftim! Tati, eu am vrut să mă ajut să trec acest nivel! Să te ajut aici! Da, te rog! Rogi! Nu, v-am spus! 24 de ore, doar nu! Nu? Nu doar, nu la momentul potrivit m-am adresat eu la tati! Dar stai! Tati! Ce s-a întâmplat, Melissa? Dar nu uita, astăzi eu sunt un munte de neclintit! Vei auzi doar nu! Tati, eu doar am vrut ceva să concretizez! Astăzi pe aici trebuie să o duc la plimbare! Doar temele pentru școală trebuie să le fac! Nu! S-a prins! Bravo, Melissa! Iată, astăzi pe aici singur trebuie să duc la plimbare! Da, și să nu uite ți-ai umbrela, că ți-au promis cod portocaliu de ploi și furtuni! Și apropo, învățătoarea ne-a trimis modele de teste pentru evaluarea națională! Succes! Mulțumesc că ești așa de grijulie cu mine! Știi să dai mai sfaturi! Cine va vrea ceaie în casa aceasta? Vrea e cea mai vricioși! Și eu și... Nu vreau ceaiul vostru! Tati, ce zici de omletă cu bacon? Omletă cu bacon? Nu vreau! Poate vrei spaghete carbonara? Nu! Tati, înseamnă că tu nu ești flământ! Eu am decis să-mi dau jos din burtă! Am fost cu azi la plimbare! Niciun strop de ploaie nu-i! E soare de... Nu mai poți! Tati, dar punga cu gunoi mi-ai lăsat-o mie, eu s-o duc la tomberon? Nu! Eu o duc singur! Ce zi e astăzi? Să privesc un film! Ce, tati? Astăzi toată ziua stăm doar în pat și așa lenevim? Nu! Dacă nu, atunci pregătește-te ca să plecăm cu toți la shopping! Iată și filmul privit!
Da, Melissa. Nici n-au reușit bine să iau o gură de aer din această vacanță și deja iarăși la volan. Mi-a venit o idee! Melissa, ce faci aici? Hai cu mine să-ți arăt! Tati, tati! Ce s-a întâmplat? Privește aici! Așa e că tu nu poți să nu faci o poză pe Instagram cu aceasta pe cap! Melissa, e multă lume aici! Repet! Așa e că tu nu poți să nu faci o poză cu aceasta? Nu, nu pot să nu fac o poză! Aceasta. Așa de frumos este, tati. Ce soare, ce bine. Tati, ce ți-ai relaxat așa? Dar ce? Noi vrem în călătorie. Așa e că nu ne poți refuza. Voi așa ați cârnit-o? Nu, nu vă pot refuza. Ce, tati? Ești pregătit? Pregătit, pregătit! Ce rapizi mai sunteți! Tati, tu singur ai propus acest challenge, iar acum trebuie să-l îndeplinești! Ok! Și unde propuneți să călătorim? Nu-ți face griji! De data aceasta prin România! Cine a înțeles ce scrie aici? Scrieți în comentarii! Nu cred! Scrie altceva! Aici în parc ne-am întâlnit cu Mihai și cu Sebi. Au fost să caute sticla cu boli. Și ce au spus Melissa? Că nu au găsit-o! Cineva a ajuns înaintea lor acolo! Noi așteptăm să ne faci o poză, să ne trimiți pe Instagram. Chiar vrem să cunoaștem cine este eroul. Așteptăm! Și poate facem cunoștință cu cel mai rapid. Așa că fii atent, poate să te aștepte surprizele și nu doar în Oradea. Și de aceea fii pe fază! Tati, noi vrem să agățăm o locată undeva prin oraș. Iar voi nu puteți să refuzați, așa-i? Tati... Afară plouă! Ce să spun, dacă refuzăm? Deci? Nu, nu refuzăm! Hai să agățăm! Dar noi nu avem lacăt! Deci? E problema voastră! Nu, tati, este problema ta! Atunci hai la Hornbach! După lacăt! Bună ziua! Unde găsim aici un lacăt? Tati, este un balon! Cu cine vorbești? Oh, nici nu am observat. Tati, așa e că cumpărăm cel mai ieftin lacăt. Nu. Atunci hai! Uite cum au luat-o ei! Tati, așa e că cumpărăm doar un singur lacăt! Nu, două cumpărăm! Ăsta! Ține! Prietenii noștri de la Merci Bistro ne-au spus că în direcția asta este și podul intelectualilor unde se pun lacătele. Să vedem dacă l-am găsit pe cel corect. Cred că e asta, mami, ar putea să fie. Hai să vedem. Hai să vedem. Da, este acesta. Priviți, deja zăresc lacătele. Obligatoriu lăsăm și lacătul familiei mele mii, doar că puțin mai târziu, să se apropie și prietenii noștri. Să agățăm împreună. Dar cine aruncă cheia în apă? Eu. Mircea, îmi este cam foame. Acum și rezolvăm, stai pe pace. Tati, mami, așa e că nu vreți să stați frumânți. Iată acum, este pentru prima dată când nu vreau să refuz. Desigur că nu. Deci să mergem să mâncăm ceva. Și eu flămânzit. Și Matei? Zici ce-ai făcut, Melissa, poftim meniul. Mulțumesc.
pește. Antonio și Cânește și atunci mâncăm. Poftă mare! Mulțumim! Mami, ce am observat? În Oradea, să fii vegan? E destul de fain, mami! Ia privește la mine! Salată vegană, cartofi copți cu rozmarin și batoberetul. Risotto! Cum se spune, măi? Cu orez! Ce văd eu aici? Ce, mami? Mere prăjite în gem de coacăze! Mami, seamănă cu afine. Afine, afine, coacăze! Vreau să gust mai repede! Și aici, mami, ce ai? Un munte cu piept de roață, lămâie și coral! Și uite, tati, a apărut și zăpadă! Ploaia tot continuă, dar tati, ce zici să ne udăm mai tare? Aha, v-am prins! Nu, 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 nu! Așa... Ploaie nu vrei, am înțeles! Nu, de ajuns! Atunci tu nu ne poți refuza să mergem la cel mai mare acvapark din Transilvania! Ah, voi așa ați luat-o? Nu! Deci mergem la acvaparcul Nivea! Haideți! Tati, tu nu poți să ne refuzi ca să plecăm și la altă piscină! Cine? La alta deja? Desigur că nu pot, nu! Asta, copii, este incredibil! Chiar m-ați pus așa într-o dilemă, că nu înțeleg care-i cauza! Ba așa, ba așa, ba la piscină, ba la pod, ba clacăt, ba una, ba alta! Melissa, ți-am îndeplinit challenge-ul! Suntem la piscinile Hotelului Perla din 1 mai, din Oradea! Avem în spate 6 piscini cu apă termală, o piscină olimpică și, atenție, afară, tobogane cu apă, ca și valuri de mare! Tati, ai îndeplinit challenge-ul super tare și mie îmi place unde ne-ai adus! Deci? Și deci? Să ne distrăm mingea! Apa este foarte caldă! Mami, tati, noi credem că voi sunteți adulți! Tati, ce vor ei? Ce au pus la cale? Nu știu. Nu suntem adulți. Înseamnă că voi sunteți copiii noștri. Și noi vă ducem pe voi la distracții. La trambuline. Noi la trambuline? Ce cu voi? Dacă urc eu pe trambulină, se rupe imediat. Atunci mergem să testăm. Hai, haideți, copii. Am fost la Family Jump, dar era ocupat. Era o aniversare acolo. Și de aceea am scăpat de trambuline. Am fost la Family Jump. Iulia, te-am zărit așa, cumva priveai. Am vrut să ne distrăm și noi acolo, dar este o aniversare. Ne-am dus că pe 13 iunie o să fie ziua mea și... Vai, felicitări! Pare! Felicitări! Și toți scriem în comentarii... La mulți ani, Iulia! Și el este Mihai, de care vorbeam, care a fost să verifice dacă este sticla cu bani și nu a găsit-o. A fost cineva mai șmecher și mai rapid, nu? Da! Și Mihai ne-a propus nouă să facem niște challenge-uri foarte interesante. Ia să-l ascultăm! Unul care ar fi 100 de joburi în 24 de ore. Wow! Oh, mami! Sau 100 de provocări în 24 de ore. Vai! Melissa, reușim? Mi se pare că și nu! Și dorim să se strângă 50.000 de like-uri! Wow! Și partea a doua, dacă se strâng și mai, dacă puteți, și jocul cu zarul mare. Cu jocul mare. Mami, avem niște provocări din partea lui Mihai foarte interesante pe care trebuie să încercăm să le facem. Să mâncați tot meniul de la Mac. Tati, tu nu ai voie. Mac-ul are și salată. Iată că a ieșit și soarele, iar acum trebuie să instalăm acest lacăt pe pod. Hai, dă-o aici. Am descuiat lacătul, poftim cecheta, poate cecheta și-a Melisei. Și cum se dau lacătul? Mie! Poftim. Deci s-o instalăm! Aici! Și gata! Da!
Rămâne lacătul nostru în Oradea. Iar cheile le aruncăm în apă. 2, 3. Este. Și ultima cheie. Pa, pa. Iar cine va găsi lacătul nostru de pe podul intelectualilor să-și facă o poză și să ne o lase pe Instagram. Așa e că nu ne puteți refuza ca să luăm o înghețată. Dar și un suc? Înghețată? Pe vremea aceasta? Păi încă nu e vară. Deci răspunsul vostru este... Mami, ce vrei să perim challenge-ul? Nu, nu putem să vă refuzăm. Ține, Melissa. Să știi că nouă ne place challenge-ul ăsta. Și apropo, Matei și-a mâncat înghețata lui și-a luat-o și pe a mea. Bravo, Matei! Eu deja am înghețat. Iar acum este important să nu mergem după aia la farmacie. E cald afară. Și văd că deja ți-ai uitat. Avem prieteni la farmacie numărul 3. Și în challenge-ul nostru, toată ziua tati spune nu, ne-am întâlnit cu doi băieței frumușei, cum te cheamă? Și Edi, vai, ce piruietă face el acolo! Tati toată ziua zice nu! Oh, eu am o idee! Mie deja mi se frică! Cât de ingenioși sunt copiii! Ce idee mai ai și tu deja pentru mine? Așa că nu puteți refuza să vă mai bălăciți odată în bazinurile hotelului Perla? Uite că de data aceasta chiar mi-a plăcut întrebarea ta și zic cu mare plăcere. Nu pot refuza, nu! Wow, chiar acum să mergem! Noi am ajuns la Crișul repede și chiar pe stradă, unde am lăsat sticla cu bani. Și iată ce avem, informații, mami, de ultimă oră, ce se află acolo. Am căutat și noi, ca toată lumea, tufișul cu sticluța. Și ce să vezi? A fost vandalizat! Cerem scuze de la tufiș, sperăm să regenereze acolo, să crească. Dar dacă sticla nu e, atunci unde e ea? Noi tot o căutăm, tot căutăm proprietarul nou al sticlei și nu mai găsim. Tati, acest autocar turistic ne face din ochi, așa că nu putem să noi intrăm în el. Dar mai avem timp? Mai avem ceva bani mai pe card? Tati, se pare că am pierdut challenge-ul, da? Mami, de fapt, băi, am niște pounds din Anglia, pe care noi i-am schimbat. Reușim să-i schimb și nu vă refuzăm. Deci, fugulița la schimb! Noi vă așteptăm aici, la autocar. Uite, acolo este un exchange. Vin imediat. Ia cu bac la fugulița. Hai, tati! Parcul Nicolae Băncescu. Ghidul ne comunică tot ce se află în orașul Oradea. Călătorim și aflăm despre oraș. Foarte interesant. Cetatea Oradea. Chiar e frumos râul, Crișul repede. Și are o alee foarte bine. Mami, dar ce-am constatat? Căci noi nu am vizitat cetatea Oradiei. Deci nu poate să rămână nevizitată. Tati, nu putem refuza. Nu! Mami, deja soarele apune și în câteva clipe se termină challenge-ul. Trebuie să reușim să-l executăm perfect. Tu cum crezi? Părinții vor trece challenge-ul! Mircea, eu văd că ei se descurcă foarte bine! Trebuie să le îngreunăm sarcinile! Da, și eu sunt de acord! Șinul canonicilor i-a primit ce hol imens! Are peste 50 de arcade! A fost o călătorie de vis! Matei a dormit, iar noi am îndeplinit challenge-ul! Da, dar vă așteaptă ceva și mai dificil. Am descoperit... Cine a fost? Cine a fost să ia sticla? Ia priviți! Ha-ha! Am găsit sticla! Ha-ha-ha! Bravo! Te ploaie, tati! Bravo, vă și mai rapid, mă! Bravo, felicitări! Sorana și Matei, felicitările noastre! Pentru că au recuperat și sticla, dar și banii! Dar și sticla e întreagă!
Nu știu cum au făcut-o, trebuie să ne întâlnim cu ei și să-i întrebăm. Au turnat apă și banii s-au ridicat la suprafață. Dar poate și așa, tati, a ieșit bancnota. Tati, noi știm că ție îți plac foarte mult ciupercile. Tu ai mâncat ciuperci de tot soiul, dar pe ciupercă nu ai urcat niciodată. Tati, tu acum ai o sarcină pe care nu o poți refuza. Să ne urcăm pe ciupercă, să intrăm în ciupercă și să mâncăm ciuperci. Tati, acum încearcă și execută. Stai că aceasta probabil că este o ghicitoare. Sau ceva n-am înțeles eu. Trebuie să mă gândesc. Se face seara. Ori execuți, ori noi câștigăm challenge-ul. Gata, am priceput. Veniți repede după mine. Tati, de ce ne-ai dus în parcare? Păi cumva mașina ciuperci? Aveți puțină răbdare. Nu durează prea mult. Am venit la mașină pentru că vreau să reușesc. Ai găsit mami? Da, am găsit! Oare au reușit să deslege capcana noastră? Nu cred! Atenție! Urcăm pe dealul Ciupercă din Oradea! Da, este locul de unde se vede tot orașul Oradea! Tati, grăbește-te, căci în câteva clipe apune soarele! Primiți! Da, pe Ciupercă am urcat! Dar în ciupercă ciuperci noi nu am mâncat! N-am pentru ce să mă grăbesc, pentru că ciuperca în care vom intra este chiar aici! Da, este restaurantul Ciupercă! Doar să vedem dacă au un meniu ciuperci! Tati, noi vrem să vedem orașul! Tu nu poți să nu achizi aici 10 lei! Desigur că nu pot! Bine că am reușit să schimb banii din Anglia! Și băgăm aici bănuțul. Wow! Super! Primii au văzut cei care ne urmăresc, iar acum noi toți pe rând. Hai, tati, grăbește-te! Deocamdată v-ați descurcat bine. Și poftim ciupercile, fiecare cu te ciupercă. Mulțumesc! Matei? Eu și eu una? Ce mare este! Și tati, și tuturor, poftă bună! Mulțumim! Mulțumim! Hai, tati! Challenge-ul a fost executat cu succes! Toți se distrează, cu burticile pline plecăm la culcare și mulțumim restaurantului Ciupercă. Ciupercă, ciupercă, ciupercă scrie tati. Și prima oară mâncăm ciupercă. Pe deal ciupercă și într-un restaurant. Ca o ciupercă, într-adevăr este rutul, așa, ca o ciupercă. Mulțumim! Mai savurăm din priveliștea nopții. Din priveliștea Oradei de noapte. Wow, s-a prins lumina! A, este cu sensul. Și priviți ce frumusețe avem aici în fața ochilor. Da, e super, mami. Parcă suntem la Ciocana în Chișinău. În dealul ăla de unde se vede tot Chișinăul. A, unde e primăria?